v-am regăsit, stimați telespectatori, la o altă emisiune între scriptură și ziar. Când spunem între scriptură și ziare, între Biblie și media, în spatele acestor lexeme se -ascund, ascund două realități la care aș vrea să ne uităm astăzi. Și anume, scriptura a bisericii și biserica a scripturii. Nu le putem despărți una de cealaltă. Ziarele ne vorbesc despre lume, Astfel ajungem la întâlnirea, la această ciocnire dintre biserică și lume, lume și biserică. De această dată, aș vrea să rămânem înspre biserică și să ne întrebăm ce este biserica, cum poate funcționa biserica într-o lume postmodernă, într-o lume în care vorbim despre adevăr sau adevăruri. Vorbim despre stâlpul și temelia adevărului și dați-mi voie să citesc din scripturi un text uh, care spune așa Și fără îndoială mare este taina Evlaviei, cel ce a fost arătat în Duhul, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost provodit între neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă Este uh, esența Evangheliei, este cherigma apostolică, sâmburele vești bune Dar înainte de aceasta este un verset dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Stâlpul și temelia adevărului în secolul 21, stâlpul și temelia adevărului când fiecare are adevărul propriu. Astăzi am un invitat și continuăm o discuție începută cu 25 de ani în urmă. Cu 25 de ani în urmă am ajuns în gara din Cluj, venind din Spriaș, la ora 5 jumătate dimineața, la ora 6 fără un sfert, eram în casa lui Beni Fărăgău. Am venit cu o schiță, cu o schemă, am desenat acolo câteva lucruri despre înțelegerea mea, care reflectau cumva înțelegerea mea, am împrumutat acest obicei de desena ceea ce gândesc tot de la dânsul și i-am prezentat ceea ce gândesc, a, zâmbit, s-a uitat, a tăcut cum este obiceiul și am pornit o discuție care s-a mai prelungit peste vremuri de câteva ori și acum aș vrea să o continuăm. Bine ați revenit, Stimație Beniamin Fără Gău, din nou la o discuție începută acum 25 de ani. Ce este totuși biserica? Nu știu dacă aș putea cita un text mai bun decât cel care l-ai citat din uh, 1 Timotei 3 cu 15 Cred că Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului. Uh -huh. Dar casa lui Dumnezeu trebuie să fie în asemănarea celui care locuiește. Și de aici această confluență dintre cele două, și Biserica cred că ar trebui să țină stindardul adevărului sus. Cineva spunea Biserica este Comunitate Hermeneutică, se adună în jurul Scripturii, pentru că Scriptura este um, logosul scris prin care logosul întrupat și înălțat se descoperă, se descoperă și își conduce biserica. Deci biserica nu este o organizație umană și aici cred că a deraiat într-un fel practica noastră de-a lungul istoriei, ci biserica este o realitate divină umană, așa cum un creștin care nu are Duhul Sfânt nu este al Domnului Isus Hristos, așa o biserică în care capul bisericii este scos afară, cum este cazul bisericii din Laodiceea, Um, devine un club, în cel uhum. mai bun caz, și nu o biserică. Deci, confluența dintre Divin și uman ar trebui să definească biserica, am spus, casa lui Dumnezeu, Dumnezeu. sau biserica lui Dumnezeu. Ori dacă Dumnezeu este viu, nu este o idee, nu este o filozofie, dacă este uhum. o persoană care ne-a creat după chipul și asemănarea sa, înseamnă că El conviețuiește cu noi, așa cum Duhul lui Dumnezeu coboară. În cel care a fost născut din nou de sus, din Duh, din Dumnezeu. Și în felul acesta, a fi creștin nu înseamnă a adera la ceva ce a fi La o organizație. În niciun caz. Ce a fi transformat și inclus în ceea ce Biblia, Biblia numește trupul lui Hristos. O realitate vie, un Templu care crește. Care e un organism. Da. Și Biserica se definește tocmai prin prezența centrală a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt în mijlocul ei. Unul din textele care pentru mine definesc lucrurile, cum anume funcționează, sunt cele șapte scrisori din Apocalipsa. Domnul Iisus cel glorificat se adresează îngerului bisericii. Țineți cont de confluența dintre divin și uman, așa cum um, Domnul Iisus are în mâna dreaptă cele șapte stele ca sunt cei șapte îngeri ai bisericii și nu cred că e vorba nici de pastor, nici de preot, ci este vorba de o entitate divină de peste șaptezeci de ori în Apocalipsa, întotdeauna cuvântul se referă la o realitate divină, la o realitate angelică. Domnul Iisus vorbește, după care Duhul Sfânt traduce și totul se termină cu o propoziție simplă, cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhului. Cu alte cuvinte, Duhul interpretează vorbirea lui Hristos, care este Scriptura pentru Biserica lui Hristos. Și în felul acesta, Hristos își conduce Biserica și în zilele de astăzi. Nu cred că trebuie să ai un om nici în vârful piramidei, nici în centrul bisericii, ci trebuie să-l ai pe Hristos prin cuvântul lui. Și atunci biserica se adună la oaltă ca să păstreze Scriptura curată, învățătura Scripturii curată. Când unul vorbește, celălalt trebuie să judece. Și în felul acesta noi toți împreună participăm la această părtășie cu Hristos prin cuvântul Lui. Deci o realitate divino-umană, putem spune în același timp că este o realitate de asemenea dublă, istorico-escatologică, o, o realitate care începe în istorie și este o realitate care o regăsim apoi escatologic, dincolo de limita istoriei. Deci acum ai adus o altă dimensiune. Eu am vorbit despre o manifestare locală a Bisericii uh -huh. Lui Hristos, în care sunt oameni adunați uh -huh. împreună, că de aici spune adunare, da, la eclesia, o adunare, în care Hristos este prezent prin cuvântul Lui Tălmăcit de Duhul uh -huh. Sfânt. Dar biserica nu începe cu noi. Deci biserica a început după știința și înțelegerea mea a scripturilor în seara învierii. Uh -huh. Când Domnul Iisus Hristos a revenit de la Tatăl, Uhum. și a suflat Duhul Sfânt, Sfânt peste, peste ei. ei, în momentul acela s-a născut biserica și biserica continua a continuat de-a lungul istoriei și există această dimensiune istorică. De deci ce e importantă pentru mine? Duhul Sfânt nu -mi vorbește mie, nici nouă, ci Duhul Sfânt a vorbit de-a lungul istoriei în diverse moduri uhum. și este extraordinar, pe de-o parte, să-l cinstești pe Duhul Sfânt, ascultându-l pe el acum și aici, dar să-L cinstești pe Duhul Sfânt și ascultând vorbirele Lui generațiilor precedente. Uh -huh. Și probabil că lucrurile acestea vor continua până când Dumnezeu. Hristos își va aduna uh -huh. biserica până la nunta Mielului uh -huh. în Ierusalimul Ceresc. Deci ai și această dimensiune istorică. Noi trăim într-o secvență, timp uh -huh. și spațiu. Și eu cred că e foarte important să înțelegi cum funcționează lucrurile și aici și acum. Și de aceea am insistat pe această manifestare locală a bisericii, fără să neg realitatea istorică care e foarte importantă. La un moment dat, în discuțiile noastre a spus un lucru care mi-a amintit de o tensiune pe care mai oresc o sublinia. Funcții și forme. Funcție și formă. Și țin minte că în anii trecuți a fost recurent această temă se găsește în cărțile noastre. Ce ne puteți spune despre, în scurte cuvinte, despre funcțiile fundamentale ale bisericii versus forma pe care o capătă biserica? Și apoi vom continua discuția legată de formă și de manifestarea, de interfața pe care o deschide biserica față de lume. Cum aș adăuga și un alt treilea element ca să am imaginea completă. <coughs> definiție, funcție și formă. Uh -huh. Să punem cuvinte simple cine suntem, ce facem și cum facem și cum ceea facem. ce facem. Personal cred că Biserica, de-a lungul întregii istorii, ar trebui să fie în unitate, în primele două, dacă acceptăm Scriptura ca o temelie a Bisericii. Pavel spune că pe temelia Apostolilor și Prorocilor este uh -huh. zidită Biserica. Dacă am luat Scriptura, din Scriptură trebuie să-mi definez Biserica, cine suntem. Aș putea să o fac în câteva feluri. Fie să iau termenii care definez biserica, fie să fac o radiografie a documentelor biserice a noului testament, fie să merg pe o cale puțin mai complicată, dar mai sigură, să iau metaforele despre biserică. O metaforă este un ideal pe care Duhul lui Dumnezeu ridică deasupra unei biserici bolnave okay. ca să o scoată din, boala, din okay. boala ei. Când ei metaforele bisericii și le așez la o altă, sunt mai mult mai multe în Noul testament, foarte simplu, încep să vezi ce este biserica, dar odată ce ai o definiție pe care ți-o scos din Biblie și toată lumea ar trebui să o scoată din Biblie, tot Biblia îți spune și ce trebuie să ce faci. Ar trebui să fac de pildă, dacă biserica este o mireasă, mm -hmm. ea nu se poate purta altfel decât o mireasă. Dacă biserica este o turmă, ea are un păstor. Dacă biserica este... Un... O o viță și mlădița ei, ea trebuie să aducă roada și așa ha. mai departe. Deci metafora în sine îți definește într-un fel și funcția. Și funcția pe urmă își caută forme. Dumnezeu... De îndeplinirea acestor mandate pe care le conturăm din... Corect. Da. Mă uit în natură. Dumnezeu nu creează un pom uscat după care să pompeze viața în el, uh -huh. ci mai întâi începe cu viața și viața își cere formele ei. Uh -huh. Și cred că atunci când vorbesc despre definiție și funcție și rostesc cuvântul unitate de-a lungul istoriei, când vin la formă, ar trebui să spun diversitate. Cu alte cuvinte, pot, pot exista diverse forme prin care funcțiile bisericii sunt exprimate. Și aici cred că este foarte important să faci distinția între funcție și formă, pentru că dacă amestești cele două, translatezi forme, în alte culturi, în alte situații și în felul ăsta omor viața. Omor Referindu-ne la aceste descrieri, studenții de la medicină, probabil ne urmăresc câțiva în momentul acesta, știu că există două manuale fundamentale. Manualul de anatomie care ne spune cum este corpul perfect și manualul de patologie care este un inventar, o taxonomizare a bolilor posibile ale corpului perfect. În scripturi avem în scrisorile Pauline tratate de patologie, vedem tot felul de boli tot felul de aberații, care, tot felul care. de așa unde este tratatul de anatomia bisericii ca să vedem, este. sau este printre rânduri putem vedea dincolo de cortină, dincolo de draperia aceasta evidentă pe care sunt tot felul de, de uh, deci, furuncule și tot felul de, de uh, tumori pe trupul bisericii putem întrevedea idealul? Deci dacă, m-aș reîntoarce la definiție, și a spune pe linia radiografierii documentelor bisericii, tot ce aș putea să aflu din ele sunt bolile bisericii. Pentru că aproape toate scrierile Noului Testament sunt ocazionate de diverse situații concrete. Și autorul răspunde acelor situații. Dacă aș merge pe termenii mari, conceptul de biserică este mult mai complex decât toți termenii nas la oaltă. Și de aceea am ales drumul metaforelor. Pentru că metafora este idealul acela uh -huh. pe care autorul prezintă. Îți dau un exemplu. Ai o biserică dezbinată în care unii zic sunt al lui Apollo, alții sunt A lui cum e biserica din da. Corint. El vine și aduce metafora trupului uh -huh. în care sunt diverse mădulare și ele funcționează ca un întreg. Da? Toate sunt la fel de importante. Dacă trupul ar fi doar o ureche, sau un ochi, sau un creier, sau un picior, unde ar fi tot trupul? Ori, complexitatea Bisericii o înțelegi când iei diversele metafore din Noul Testament și încerci să privești Biserica prin aceste idealuri pe care Duhul Sfânt le ridică deasupra ei. Mm. În esență, când asamblezi metaforele la oaltă, ai trei dimensiuni esențiale pe care definești Biserica. În primul rând, relația cu Dumnezeu. Și asta este relația centrală. Spuneam, după cum un creștin fără Duhul Sfânt nu poate fi al lui Hristos, exact. tot așa o biserică fără prezența lui Dumnezeu e un club. Nu da, este o a, biserică. un club de socializare. Ne exact. simțim bine. Ne simțim bine, ah. cântăm, putem face orice. Dar nu este biserica lui Hristos. Și atunci asta e relația centrală. Dar pentru că Hristos a venit pentru oameni, noi împreună formăm un trup și suntem modulare unii altor. Așa este relația dintre mm -hmm cei care formează trupul lui Hristos dar pe urmă noi nu suntem aici de dragul nostru, nu suntem o cetate medievală am ridicat podurile să ne simțim bine între noi și ne ghetoizăm geto că altfel ne-ar fi absorbit la ceruri Corect. imediat el s-a rugat în mod specific, Domnului Sus, capul Bisericii: Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cer rău. Și atunci, Biserica este în mijlocul unei cetăți, este parte dintr-o societate. Și noi suntem sare și lumină, sau ar trebui să fim sare și lumină în societatea în care ne a așezat. Astea sunt cele trei dimensiuni esențiale. Deci, relația cu Dumnezeu, cu Hristos, prin Duhul Sfânt, relația dintre noi și relația cu lumea. Și atunci, aceste relații, într-un fel, trebuie turnate în forme concrete. Ei, Aici aș vrea să campăm un pic la cea de-a treia relație, care mi se pare cea mai... Mare provocare pentru biserica din ziua de astăzi, suntem în plină perioadă postmodernă. Biserica însăși își caută forme de relaționare, forme de existență, încearcă să se redefinească. Unele biserici merg spre a deveni un fel de discoteci în formă, altele devin niște cluburi de socializare, unele seamănă cu asociația vânătorilor și pescarilor, tot felul de, de, de forme în care se vede o criză majoră de identitate. Criza aceasta de identitate devine și mai presantă. În în momentul când ne raportăm la lumea din prejur. Chiar decorul din spatele nostru vrea să sugereze acest lucru. Suntem într-o lumină a lui Dumnezeu care vine prin Scripturi în biserică, trăim în mijlocul unui lumini întunecate, deschidem ferestrele spre a arăta lumina sau mergem să ducem lumina și mandatul misionar al bisericii este de a crea punți de contact, de a deschide porțile acelea uh, și podurile cetății medievale, de a invada. Nu, să stăm, să ne păzim, ne ghetoizăm și dacă merește vreun dușman acolo, îl facem de-al nostru. Ci din potrivă, modelul este de a merge, de a merge până la margine pământului, biserica fiind un centru iradiant. Ir Ce credeți despre asta? Cum, a, cum, ar putea biserica secolului 21 să-și uh, redefinească sau să reconstruiască forme sănătoase de a se la lume din prejur? Pentru că aminte, în 85 a fost John Stott la Oradia și soția mea s-a dus să-l asculte. Dumnezeu, că seara eu trebuia să-l întâlnesc. Uh, o zi după aceea și a venit acasă era noaptea la 12 am întrebat-o Nora despre ce a vorbit John Stott zice despre biserică, hmm. poți să-mi spui ceva și asta am în vârful patului și a făcut gestul acesta hmm. Hmm. deci asta, asta a vorbit el despre biserică hmm. biserica se adună la o la altă ca să se împlăștie hmm. în lume acum de foarte multe ori noi atașăm cuvântul biserică de o clădire de un program, de un ritual și aici sunt cu ferestre și uși și cu intrări și cu ieșiri. Dar dacă aș redefini lucrurile să zice, biserica suntem noi. Casa uh -huh. lui Dumnezeu suntem noi, oamenii. Atunci noi oamenii ne adunăm în jurul cuvântului. Cărămizi vii care coagulează. Da, și ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, și asta este scopul bisericii, după care ne împrăștiem. Ori cred că rolul bisericii, ar trebui să-l împlinim exact în forma aceasta. Nu activitățile pe care biserica le întreprinde nu sunt împotriva lor, dar pot să o faci. În schimb, noi practic ar trebui împrăștiați, împrăștiați în lume să fim sarea și lumina pe care ne-o cere Hristos. Când sarea își pierde gustul, nu e bună decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Când lumina este pusă sub obroc, și aici mă gândesc la o obrocul clădirii în care noi ne ghetoizăm sau cetatea medievală care devenim, nu folosim nimănui. Și Dumnezeu spune bisericii din prin Hristos, zice, am să iau sfeșnicul din locul lui. Când o biserică își pierde menirea de afisare și lumină, n-are rost să mai existe. Dumnezeu a dărâmat templul din Ierusalim. Ori de câte ori templul a fost transformat într-o pește de tâlhari. Și atunci întrebarea este cum trebuie să faci? Eu zic foarte simplu. Noi ne complicăm prea mult. Scriptura spune fiecărui creștin, orice faceți, să faceți ca pentru, ca pentru domnul, domnul, nu ca pentru oameni. Imaginați-vă dacă fiecare credincios, indiferent cum s-ar numi, ar trăi în felul acesta. Hmm. S-ar asana societatea, lumea s-ar schimba și elementul ăsta l-am pierdut din vedere. Noi trăim ca ei afară și ne adunăm la o altă ca să fim ca noi. Și ruptura asta, această schismă incredibilă, dezgustă pe toți din jurul nostru. Până când eu aud, nu mă cu să nu lucrez, până atunci nu-i nădejde pentru țara asta. Corect. Eu cred că vindecarea ar trebui să vină din mine, din tine, din familia mea. Și dacă eu sunt în mijlocul lumii, șapte zile sau șase zile pe săptămână, da? Zile pe Acolo să nu se termină terminat biserica. Eu sunt încă în biserică, pentru că eu sunt. 168 în biserica. de ore pe săptămână este biserica. Mm -hmm. Noi din cele 168 ne întâlnim probabil 3, sau ne întâlnim mm -hmm. 4, sau ne întâlnim 5 ore. Dar restul, restul ar fi, am trebuit să fim noi biserica, în mijlocul societății, reprezentându-l pe Hristos, trăind spre slava lui Hristos. Așa cum un organism nu poate în niciun fel să trăiască doar dacă inspiră noi ghetoizându ne spunem inspirăm Duhul lui Dumnezeu. Orice organism moare dacă nu și expiră. Ori noi inspirăm Duhul lui Dumnezeu, inspirăm lumina lui Dumnezeu tocmai pentru a expira și pentru a împrăștia această lumină totoare de sus. Dacă am avea această imagine, ar fi o imagine corectă, ne adunăm la închinare și să imaginăm pe capul fiecărui credincios o flacără, cum era în ziua de rusare, o flacără a Duhului Sfânt. Mm. Și în momentul când se împrăștie pe străzile Clujului, pe străzile Sibiului, pe străzile Iașului, Brașovului sau New Yorkului sau a Chicagoului credincioși, flăcăruile acelea se duc împreună cu ei și orașul se umple de lumină nevăzută. Este corect o asemenea imagine să vedem această împrăștiere a credincioșilor și apoi readunare, inspirare și expirare a bisericii. Mi se pare că este esențial acest bioritm al bisericii. Noi trebuie să ne adunăm la oaltă în jurul lui Hristos, dar trebuie să-L ducem pe Hristos. Noi suntem purtătorii lui Hristos. Da? Dacă Domnul Iisus spune ucenicilor săi, nu vă voi lăsa orfan, mă voi întoarce la voi, Tatăl Fiul prin Duhul Sfânt, Imaginați-vă responsabilitatea incredibilă pe care o avem ca purtători ai lui Hristos în lumea în care trăim. Am început citind versetul 16 din 1 Timotei, capitolul 3, Taina Evlaviei poate e un cuvânt dificil de tradus, dar eu cred că Evlavia este ascultarea pusă în slujba împărăției. Ascultarea este caracterul cristic, sau dacă vrei ascultarea este lumina, dar dacă lumina n-am pus-o în sfârșnic ca să lumineze celor din casă la cei bună, ori ăsta este creștinul. Creștinul, societatea are nevoie de noi, dacă realmente am fi cu flacăra aceea în noi și deasupra noastră, dacă am trăit ca și credincioși, ca și purtători a Lui Hristos, asta ar fi menirea și relația noastră cu lumea. Între Scriptură și ziar, de ce nu apare biserica în ziare? Nu cred că, din partea colegilor mei din presă, nu cred că ar fi lipsit de interes ca, din când în când măcar, din partea bisericii să fie câte o voce profetică care critică, amendează, comentează realitatea din prejur. Uh, îmi spun colegi, prieteni, necredincioși, zice, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat asta. Voi, ăștia religioși, de ce tăceți? De ce nu găsim o puncte de dialog? De ce nu vă exprimați asupra acestor realități care ne interesează? Și pe noi avem copii de crescut, se întâmplă tot felul de evenimente educaționale. Biserica ta ce mâlc. Cum și-a pierdut biserica mandatul acesta profetic de a striga când este rău, rău și când binele este bine să-l celebreze? Mă întorc înapoi la Cristos și la felul în care Biserica Lui, de fapt, și atunci El organizează cum îi place, noi o descoperim din Scriptură. Dar în Efeseni 4 cu 4:11 spune El a dat Bisericii Apostoli, Proroci, Evangeliști, Păstori și Învățători. Și Biserica, care a devenit o piramidă cu un om în vârful ei, au omorât totul. Mm. Pentru că eu nu cred că un om are, într-un fel, toate, daruri, toate, toate aceste capacități o lucrare a bisericii este de complexă, cât ai nevoie de o echipă de oameni adunată în jurul lui Hristos. Și toate astea sunt la plural. Apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători. Dacă aș pleca de jos în sus, imaginându-mi un copac sau un pom roditor, învățătura este esențială și corespunde rădăcinilor pomului. Pastorala, relațiile dintre noi, o ai în trunchiuri, în ramuri, și în frunze. Frunzele uh -huh. sunt grupurile mici de părtășie. Acolo e locul taine unde lumina se întâlnește cu clorofila și declanșează uh -huh. procesul vieții. Roadele sunt pentru trecători. Uh -huh. Este evangelizarea. Dar pomul ca întreg trebuie să aibă o funcție profetică și o funcție apostolică. Funcția profetică este ține de locul și rolul nostru în cetate. Acum, funcțiile astea sunt, într-un fel, catalizate de oameni cu astfel de daruri. Și eu cred că Trăind în epoca comunistă, majoritatea vieții mele, o trebuit într-un fel să ridicăm porțile pentru că a fost obligat să o facem. Dar cred că Biserica trebuie să învețe să iasă în afară, să încurajeze darurile acestea profetice, care să facă exact ce ai spus, care să aibă un ochi în cetate, să ia cuvântul lui Dumnezeu și să confrunte într-un fel realitatea. Eu cred că oriunde există un grup de oameni, trebuie să fie și un creștin. E nevoie de creștini în politică, dacă ar fi creștini. Dar, din pricina faptului că creștinismul nostru este cum este, noi demonetizăm absolut tot. Și ce devenim și... din ce în ce mai timizi din cauza faptului că viața nu exact. corespunde idealurilor noastre. Exact. Ori trebuie să existe și o funcție apostolică, pentru că Biserica lui Dumnezeu nu ține doar de Biserica mea locală. Ține de orașul în care sunt, de țara în care sunt, de lumea în care suntem. Mm -hmm. Și eu cred că funcția apostolică este rolul și locul nostru în împărăția lui Dumnezeu. Funcția profetică este rolul și locul nostru în cetate. Ori, darurile acestea, darurile acestea, acestea, care sunt oameni practic, care catalizează o astfel de funcție, ar trebui încurajate în bisericile noastre. Noi am avut pe Eugen Stâncel în biserica noastră, am numit ministrul nostru de externe. Mm -hmm. Pentru că el conducea un atelier mare de proiectare. În schimb, el intra la prefect, intra la primar. Uh, când a murit subit într-un infarct, penitenciarul din Gherla au pus numele bibliotecii din penitenciar Eugen în cel. Mărturia lui a fost extraordinară. Că la privec să fi văzut rector universitar venind să vorbească despre integritatea lui. E oamenii aceștia ar trebui să existe. Și ar trebui să fie încurajați și ar trebui să fie înconjurați uh, cu rugăciuni. Pentru că acolo afară ești în mijlocul lupilor, cum a spus Domnul Isus. Societatea noastră nu te primește cu brațele deschise, pentru că ori de câte ori confrunți mizeria morală din societate sau inechitățile sociale din societate, ești marginalizat, deranjezi. Dar dacă ai un grup de oameni care și-au înțeles această funcție profetică în cetate, Cred că biserica ar avea o voce. Această cetate, biserica, va rămâne fără cetate într-o bună zi și va fi singura cetate. O ultimă întrebare la încheierea dialogului nostru, pe care sper să-l reluăm, tot pe aceleași teme. În ultimile 15 luni, dintre cei apropiați, prieteni, în familia noastră au fost șapte sicrie și am trăit această realitate. Dulcea mare a trimiterii către Domnul, a unor apropiați din biserică și trăiesc această frângere și întindere între biserica de aici și tânjirea de dincolo. Ați știu că a studiat Apocalipsa, cum se vede biserica dinspre sfârșit încoace, dinspre Apocalipsa încoace, dinspre escata încoace. Pe ultimul capitol, versetul 7 spune cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Este un light motiv al cărții. Fiecare scrisoare se termină și scrisori scris în mijlocul suferinței și a problemelor, și a morții, și a plecării acasă. Dar a birui, din câte am înțeles eu, este a ține drumul drept dacă n-ai rătăcit, sau face o stânga în dacă s-a întâmplat. Și a ține drumul drept te obligă să ai o lumină, o candelă, să ai un standard după care mergi. Și asta este Scriptura și Hristos. Dar când privești lucrurile de la sfârșitul istoriei, istoria, așa cum o prezintă Apocalipsa, se termină cu frângerea și eliminarea dușmanilor lui Dumnezeu. Mai întâi fiara și prorocul mincinos, apoi balaurul și pe urmă vine judecata finală, în capitolul 20. Și interesant, se deschid cărțile faptelor, se deschide și o altă carte, toți vom fi judecați după faptele noastre din bicea dreptății lui Dumnezeu. Dar peste unele vieți, sângele lui Hristos șterge. șterge și dacă numele tău este scris în cartea vieții, nu în baza meritelor tale, ci în baza meritelor lui, te așezi la masă ca miriasa lui Hristos la nunta mielului. Și pe urmă vine noul Ierusalim în care ai părtășia nemijlocită între tine și Dumnezeu. Nici templu nu mai există, pentru că uh, Dumnezeu și Hristos sunt templu și noi avem această părtășie directă cu El. Cum va fi? Nu știu. Iar vorbind și eu din durerile familiei noastre, uh, din durerile familiei noastre, am citit câteva versete din Roman, capitolul 8. Și Pavel spune, chiar și firia, natura întreagă, așteaptă cu suspine negrăite, ziua aceea în care tot ce a dus păcatul în lumea noastră, tot ce a dus păcatul va fi scos Mistuit. afară și va fi un cer nou, un pământ nou da. și Dumnezeu însuși va veni să locuiască împreună cu oamenii, capitolul 21. PAR lucruri scoase dintr-o poveste. Dacă Hristos n-ar fi înviat, ar fi o poveste. Pentru că întreaga Biserică stă pe un singur stâlp, pe învierea lui Hristos este vorbirea publică a lui Dumnezeu cu privire la faptul că jertfa din Vinerea Mare a fost acceptată. Noi suntem socotiți neprihăniți și ne putem bucura în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și când ți-a aruncat ancora în Sfânta Sfintelor unde Hristos, unul dintre noi, ne așteaptă, atunci poți trece prin valea asta plângerii, poți trece prin durerile, poți îngropa cu nădejde morții din casa ta și poți aștepta învierea. Trebuie să continuăm această discuție cândva, nu peste 25 de ani, ci sper să continuăm despre această aproape obsesie și pentru mine și pentru dumneavoastră și pentru alți câțiva apropiați de ei noștri, biserica, o realitate divină umană, istorico-escatologică, o realitate care este organizație din punctul de vedere al oamenilor, dar un trup viu din perspectiva Scripturii, templu care crește trupul lui Hristos, mireasa lui.